Teatro Eminescu al lui, pur și simplu, fără publicul de... Nem semnând n-ar fi ceva, dar nu în proporțiile pe care le asigură tineret. Deci este firesc să ne uităm către ei și să le deschidem ușa. Primii, acum 8 ani și o leacă, în momentul în care am venit eu director aici, au zis ăștia, mergea o trupă de la școala 14 la Dej, la un festival de teatru în limba franceză. Era acolo. Este și unul aici, etapa județeană, în sfârșitul lunii. Dar ei veneau dintr-un oraș care, iată, teatru împlinește 100 de ani acum. Aici este vorba, fac o paranteză, de un proiect, un teatru centenar între trecut și prezent și viitor. Un proiect în două laturi. Acum am dat respirația tinerească și iar în toamnă va fi aniversarea de 100 de ani a teatrului, intrarea teatrului în circuitul artistic românesc. Spuneam, copiii am văzut să vă scenă profesionistă și i-am adus în coace. Nu știu, aș făcea o cruce pe la colț, vă a venit un direct, vă venit unul, auzi cum se era să crește, să intre scenă, sfânta noastră, scenă, nu caldă, niște japonezi au pus să spatem papucii din pantofi. Când am intrat, așa era la, deci, la ușa în care se intra în scenă, puneam un covor de scenă cu care au venit tot ei, toată lumea își scotea încălțările. Îți dai seama, la noi se ține un discurs simandicos, așa, acolo, la ștaită, fără pantofi. Da, mi se părea ceva ciudat, dar pentru noi și la o formă de respect. Și treptat am îmbrățișat această idee, exista deja festivalul liceu, care la Casa Sindicatelor, tot unui colegi din teatru propusă, dar se simțea și nevoia altceva. Dincolo era clădit, am deosebit ideea managementului de acolo să facă bani, într-un fel anume, și nu pe ceea ce fac trupele, iar aici nu doar faptul că se adună în festival, ci că făiesc toată ziua. Eu nu mai știu cum să fac pace între îngrijitori și năzuroși artiști, care ei mai lasă în urma lor pe spării, când vin, vin să plâng, băi, ce fac, răstoarnă în teatrul tău, nu știu ce se întâmplă, nu se poate, este lipsă, nimic curată, sinucide, ce faci? De... Nu, dar cred că ăsta-i mersul, adică să nu ții pasul cu gândurile noastre noi care vin și cu necesară schimbare. Poate era o anume vârstă fiind, probabil că singurul adevăr absolut este că totul e o permanentă schimbare. Și a osifica lucrurile, a le înțepeni într-un anumit mod, cred că e un greșeal fundamental. Deci ei vin. Spune un împrezător, dar ei chiar dacă mai sar calul uneori, chiar dacă mai fac, nu știu ce care nouă se pare o bizarerie, dar au viața lor și nu este sigur.